Bună, fetelor! Astăzi am revenit cu un clipuleț, un fel de haul sau ceva de genul. Oricum, este vorba despre campania 2 de la Oriflame. Această campanie va fi gata în data de 11 a doua la ora 9 seara. De ce am catalogul în față și nu vă arăt niciun produs? Ei bine, nu mai țin minte exact ce mi-am cumpărat. Așa că în timp ce voi răsfoi catalogul, am să vă zic și dacă am profitat de ofertă sau nu. Am să vă și arăt din produse. Dar înainte de a vă arăta produsele din cumpărate de mine, am să vă arăt și cadourile pe care le-am primit eu de la companie, pentru că am realizat anumiți pași. Așa că să începem. Am primit aceste 3 produse pentru stilizarea părului în urma unei competiții care avea ca cerințe următoarele. Să înscrii timp de 3 campanii la rând, minim 10 persoane în echipa ta, care să facă pasul 1 din programul de bun venit. Dar mai era o condiție, ca să ai minim 2 înscrieri per campanie. Așa că eu am reușit și am primit aceste 3 produse. Nu am să le păstrez pe toate pentru mine, pentru că am și plac, am și ondulator, doar fenul voi păstra, că am avut un incident cu cel vechi, așa că de acesta mă voi bucura. Restul produselor probabil vor ajunge la fetele din echipa mea. Să trecem mai departe. Un alt cadou este această cutie de depozitare. Băiețelul meu mă ajută și el să filmez. Am primit-o în urma competiției pentru sponsor. Hai, mami, ajută-mă. Este plină cu tot felul de produse pe care le depozitez aici. Da, am de toate pe aici. Așa, am primit-o în urma competiției pentru sponsori. Cerința era să înscrii minim 2 persoane în echipa ta și acelea să realizeze pasul 1 și pasul 2 din programul de bun venit. Eu am reușit acest lucru, astfel că mă bucur de această minunăție. Îmi place foarte mult această cutie. Ce, mami, te deranjează câinele? Da. Bine. Nu mai știu despre ce spuneam, oricum este foarte... Da, mama. Hai, mama. Așa, bine. Deci, sunt foarte bucuroasă că am primit această cutie. Mi-am dorit-o mult, așa că o să o folosesc cu drag. Îmi aduc aminte că am mai primit și un alt cadou de la Loialitatea Mare, pe care o deplinesc de fiecare dată. Am primit oglinda cu LED, pe care în momentul de față nu o am aici cu mine. Dacă nu, uitam să înserez o poză cu ea. Și să trecem mai departe. Și ultimul cadou, care sincer nu știu de ce l-am primit. Am fost sunată înainte de Crăciun că voi primi ceva. Nu am răspuns eu la telefon ca să pot să întreb în urma a ce primesc acest cadou. Dar Bogdi, nu-i voie, mama. Dar m-a sunat curierul și mi-a trimis, mi-a adus un plic care conținea această eșarfă superbă, un cadou din partea companiei de care sunt foarte bucuroasă. Nu pentru că aș folosi-o eu, pentru că eu nu folosesc eșarfe de fel, dar vreau să ofer cadou cuiva foarte drag mie. Cred că acesta a fost ultimul cadou, sper că n-am uitat nimic. Și acum să trecem și la produse. Mi-am comandat un singur produs din flyer, de asta am început cu această gentuță. Sincer, nu mai știu cât a costat. Eu de obicei nu prea țin minte prețurile, că nu pot să o desfac. Dar am văzut-o și în catalog mai de mult și am zis că să pun mâna pe ea dacă tot este. Nu pot să o deschid, e plină cu hârtii. Dar este foarte drăguță, este o gentuță mică, merge purtată aproape la orice, o culoare drăguță, vie de primăvară, că și așa vine primăvara. Așa că dacă nu ați plasat încă o comandă și vă place cum arată gentuța, eu zic că merită să dați banii pe ea, că nu este foarte scumpă. Și acum să trecem și la produsele din catalog. Bun, și să începem cu produsele din catalog. Pe prima pagină este o ofertă superbă.
la setul Nov Age care se lansează acum. Prețul lui este de 239 și veți primi peria cadou. La acest preț se adaugă și reducerea de consultant, deci este foarte avantajos. Eu nu mi-am cumpărat acest set. Bogdi, mai încet, mami. Eu nu mi-am cumpărat acest set pentru că nu mă încadrez în categoria de vârstă căruia îi se... căruia îi este destinat acest set. Mai departe, aici vă prezintă sistemul pe care îl... Nu se neacă, mama! Sistemul pe care îl veți primi la comandarea setului. Se primește gratuit. Aici are o ofertă superbă. La o comandă de 69 de lei puteți lua cu doar 39,99 parfumul Born to Fly. Și de femei și de bărbați, clienții mei au profitat de această ofertă. Eu nu, pentru că am parfumurile. Cea mai bună ofertă de departe a catalogului este oferta la parfumul Giordani Gold Original. Mie îmi place acest parfum, mamei mele îi place, eu pentru mine nu l-am mai comandat, dar mama și l-a comandat pentru ea. Să trecem un pic peste, că de aici nu mi-aduc aminte să fi văzut ceva. Această geantă mi-a plăcut la nebunie încă de când a apărut, astfel că am hotărât să o achiziționez acum. Am prins-o și la un preț de 100 de lei, la care, bineînțeles, mi s-a aplicat și discountul de consultant, așa că am făcut o afacere foarte bună. Așa arată și înăuntru. Este foarte drăguță, încăpătoare și merită banii. Am comandat și acești cercei. Doar că în momentul ăsta nu știu unde i-am pus. I-am avut în urechi și nu știu unde i-am dat jos. Mai departe, sunt oferte la parfumuri. Acesta îmi place la nebunie. Mai mult ambalajul, dar și miroase drăguț. Oferte la cremele de corp. Friends Words pentru el. Merită să profitați și de ofertele la aceste parfumuri. Sunt niște parfumuri superbe, mai ales Be The Legend, preferatul meu. Cred că nu va mai ieși altul care să-l întreacă. Și soțul meu este mare fan. De când l-am luat, doar cu el se dă. Un preț foarte bun la acest ceas pentru bărbați. Dacă aveți un bărbat în familie și este ziua lui sau de Valentine's Day, puteți cumpăra soțului, iubitului. Oricui, arată super elegant. O super ofertă la acest tratament regenerant de noapte de la Diamond Cellular. Nu l-am comandat pentru că nu se adesează categoriei mele de vârstă, dar dacă aveți peste 40 de ani, merită să-l încercați pentru că am auzit numai de bine despre el și la un astfel de preț și dacă nu face minuni, eu zic că merită. Alteori cumpărăm chestii mult mai scumpe care nu fac nimic sau poate fac și rău. Aici sunt prezentate toate seturile Nov Age, pe acesta îl folosesc eu în prezent. Am terminat deja un parte din produse. Complexul wellness. Pachetele wellness. Săpunelele, bineînțeles că nu m-am putut abține și deși am o sumetenie, mi-am recumpărat două dintre ele. Ce, nu lipsește, mami, caut-o acolo, uite-o jos. Mă scuzați. Așa, de aici, bineînțeles că mi s-a terminat produsul meu favorit. Astfel că dacă era la un preț atât de bun, mi-am refăcut stocul. Și acesta îmi place. Și acestea două. Săpunul lichid și gelul de duș cu măsline. Ador măștile astea de față. Am să vă spun mai multe păreri în Empties. Bineînțeles că am profitat și de acest set. Am avut mai multe pe comandă, dar pentru mine am comandat doar unul. Am fost puțin supărată pentru că nu mi-a venit cremița de aici, mi-a venit alta, pentru că a ieșit foarte repede din stoc, apoi a reintrat și apoi a ieșit complet. Nu mai se găsește acest
set în stoc, dar mă bucur că am apucat totuși să-mi iau și eu unul. Mai departe, produsele Milk and Honey sunt foarte bune. Eu nu mă împac cu ele că nu suport mirosul de lapte și de miere, dar ele sunt bune. Avem și pastă de dinți și periuțe. Vă puteți face cumpărăturile într-un mod inteligent. Cumpărați produse, aveți discount și pe lângă discount mai primiți și câte un cadou. Așa că nu văd de ce nu ți-ai face cumpărăturile de la propriul magazin. Pastă de dinți pentru copii. Balsam de buze pentru fetițe cu mini. Un fond de ten, baza mea de machiaj preferată. Produsele Giordani Gold. Aici sunt toate produsele, de aici sunt la preț întreg. Eu am mai comandat și la preț întreg unele produse care mi se terminau și pe care mi le doream. Și setul la 20 de lei. Bineînțeles că am profitat de această ofertă, am luat mai multe, dar o parte din ele deja le-am făcut cadou. Acesta a rămas intact al meu. Acum nu se mai găsește sub această formă, îl puteți comanda doar la 17,99 lei și veți primi un alt balsam de buze decât acesta, un alt rimel și creionul, cred că tot pe acesta îl primiți, fără pensetă. Dar eu zic că merită și la prețul care se găsește acum. Mai departe, ojele de la The One, machiajele de la The One. Așa, bineînțeles că mi-am comandat și acest produs, nu l-am mai testat, sunt foarte curioasă de el. Sper să-mi fie bun, pentru că până acum nu am găsit niciun demachiant pentru ochi care să nu mă deranjeze foarte tare la ochi. Da, scuzați comotul, dar băiețelul meu se joacă. Așa, bineînțeles că am profitat și de oferta de pe ultima pagină. Mi-am luat mai multe din fiecare, dar deja am făcut cadou din ele. Acestea au mai rămas. Și în final am lăsat pachetul de lansare, care conține așa. Un gel de duș de la Discover, Costa Rican Explorer, miroase genial. Un ruj, de fapt rujul de la The One, care se lansează acum în 24 de nuanțe, parcă... Am primit în nuanța Coral, nu? Stai că nu văd. Clover Dream. Este o nuanță superbă, l-am și folosit deja. Este și rezistent. Are și o formă care privilegiază aplicarea ușoară. Abia aștept să înceapă catalogul să mai îmi cumpăr cel puțin două nuanțe, că le-am văzut și mi-au plăcut. Și nu în ultimul rând, parfumul Diamant, să zic așa, Dare to Shine, un parfum superb. Nu am citit, greșeala mea, nu am citit ce are în compoziție. Rău am făcut, pentru că ar fi trebuit acum să vă spun ce are în compoziție. Dar eu personal îl asociez cu un miros de zmeură. Deci miroase atât de bine, de genial, deja am folosit din el, să și vede... Nici nu știu cum să țin așa. Deja am folosit din el. Îmi place la nebunie. Este un diamant și la propriu și la figurat. Așa, acestea fiind spuse, cred că n-am uitat nimic. Nu mai știu ce mi-am mai comandat și ce nu. Dar sper că v-a plăcut. Îmi cer scuze și pentru zgomot și pentru băiețel, dar am ținut cont de sfatul unei persoane care mi-a lăsat comentariu că mai bine filmez în casă decât afară. Sper că nu v-am nenorocit urechile cu gălăgia și sper că nu v-a deranjat piticul meu care face gălăgie non-stop și căței care, bineînțeles, că își bagă și nasul aici. Hai, Jessie, salută și tu lumea dacă tot ai venit. Nu mai știu despre ce vorbeam, m-a întrerupt cățelul. În fine, mă bucur că ați vizionat acest clipuleț. Dacă aveți sugestii pentru mine, le accept cu mare drag.
puteți să-mi lăsați în comentarii. Mi-ar face plăcere dacă v-ați abona și dacă ați da un like, să știu că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare cu un nou unboxing sau orice alt clipuleț îmi va veni în minte să filmez. Așa că vă pup, vă doresc o săptămână superbă!